Atmosfera de sărbători a ajuns deja în magazine, brazi de Crăciun, globuri, ghirlande luminoase și multe, multe cadouri. Așa că dacă vreți să evitați aglomerația de sezon, cu siguranță aveți de unde alege. Încă de la începutul lui noiembrie, majoritatea magazinelor și a hipermarketurilor s-au umplut de pomi de Crăciun și decorațiuni de sărbători. Unii români au început deja cumpărăturile. Restul se uită, studiază și compară prețurile. Venim și ne uităm după toate, nu punem mâna, te rog, haide. Da. Ați cumpărat ceva până acum? Am cumpărat un brăduț, iarăși, alt brăduț. Mai avem un nepoțel mai mititel și ne gândim cum să facem să nu răstoarne și să-l proptim mai bine. Acum suntem la capitolul ăsta, suntem în cercetări acum. Nu ne-am hotărât. Eram în trecere și am zis să și cumpărăm ceva, câteva ornamente și mai completăm mai aproape de Crăciun. Da, sigur. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine, ca să evităm aglomerația. Nu. Deocamdată mă documentez, mă hotărăsc dacă fac sau nu și după aceea voi vedea ce aleg. Psihologii sunt de partea celor care abia așteaptă Crăciunul și spun că spiritul sărbătorilor ne face mai buni. Ornamentele de sărbători sunt atât pentru pom, cât și pentru întreaga casă. Evident, nu trebuie să lipsească nici cele pentru Sfânta Masă. Au rămas la modă și moșii Crăciun din pluș. Iar pentru cine a fost cu minte, bătrânelul cel darnic, care vine tocmai din Laponia, are de unde alege cele mai frumoase jucării pentru copii.